Bună dimineața, dragi colegi! Mulțumesc, domnule președinte! Declarația mea politică este legată de același PNRR și se intitulează O singură Românie. M-am născut într-una din cele mai sărace zone ale României, în județul Vaslui. Am profesat în Galați, o zonă bogată în urmă cu 20-30 de ani, prin prisma combinatului siderurgic, a șantierului naval, ori a zecilor de fabrici care erau în funcțiune acum 20-30 de ani. Din păcate, forța economică s-a stins, iar nivelul de viață s-a degradat și aici extrem de mult. Sunt zone sărace, nu pentru că oamenii nu ar dori să muncească, ci pentru că nu au ce să muncească, iar puținele slujbe sunt prost plătite. Este și motivul pentru care mai mulți gălățeni au luat drumul străinătății, Italia, Spania, Germania sau Anglia. Mai nou, pentru că Bucureștiul, Iașul sau unele orașe din Transilvania oferă condiții decente de muncă, îi regăsim și în aceste zone. Stimați colegi, Planul Național de Redresare și Reziliență oferă o imensă oportunitate de dezvoltare, dar poate fi o armă cu două tăișuri. Există în momentul de față două Românii. O Românie în zona de vest, unde lucrurile sunt pe o cale bună, dreaptă, și o zonă a României de est, unde, practic, natalitatea a scăzut foarte mult. În afara marilor proiecte pe care le vizează Planul Național de Reziliență și Redresare, cred că ar fi nevoie, în momentul de față, ca criteriile de eligibilitate pentru proiectele stabilite prin PNRR să fie cu prioritate pentru aceste zone defavorizate. Vom încuraja două fenomene îngrijorătoare dacă nu vom face acest lucru, vizibile de ani de zile: migrarea forței de muncă, respectiv depopularea, la care se adaugă, așa cum am precizat în declarația mea politică de săptămâna trecută, o scădere a natalității cu 25% în județul Vaslui în 2020 față de 2019, cu 20% a scăderii natalității în județul Galați în 2020 față de 2019, pentru că viitorul în aceste zone sărace ale României se vede într-un singur fel sumbru. Trebuie, dragi colegi, să ține de noi să dovedim că ne pasă și că vrem să dezvoltăm și regiunile lăsate în urmă. România nu poate avea două viteze în același timp. Mulțumesc!